În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că suntem împreună la închinare. Dorim ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Adevărat vă spun că cine nu primește împărăția cerului ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Au fost aduși doi copilași, două fetițe la binecuvântare, Domnul să le binecuvinteze. Amin. În astfel de slujbe, noi suntem atenți și la cele mai mici detalii. Este important cine cântă, e important cine predică. Am înțeles, da, certificate foarte bine. Poate să face și o masă, nu știu, nu-i treaba mea. Caseta trebuie să iasă frumoasă, ca o amintire. Dar cel mai important lucru la o astfel de slujbă este ca Domnul Iisus să se atingă de copilaș și să-i binecuvinteze. Atingerea Domnului e benefică. În Isaia capitolul 6, un heruvim a luat așa un cărbune și l-a atins pe Isaia pe buză. A spus: atingând cărbunele acestea de buzele tale, ești curat. Că atingerea Domnului ne sfințește. Să ne facă sfinți Domnul pe toți. Ne ocrotește. O trecut odată un bărbat cu o călimară la brâu prin cetate și a însemnat niște oameni. Și în urmă a strigat: veniți cu unelte de nimicire, cartea Ezechiel. Și au venit 6 bărbați și au nimicit. Dar le-a spus așa: să nu vă atingeți de cei însemnați, că Domnul ne ocrotește. Și pe dinapoi, și pe dinainte își pune mâna peste noi. Eu am experiența când îngerii Domnului au scăpat din primejdii pe mulți copii. Și mă rog Domnul ca și copilași aceștia, aceste două fetițe și ceilalți care mai aveți, să fie ocrotiți de Domnul. Atingerea Domnului vindecă. Și asta e important. O femeie 12 ani a cheltuit averea. Și când s-a văzut ajunsă la faliment, a spus: doar dacă m-aș atinge de poala hainelui. În momentul în care s-a atins, așa pe dinapoi, prin înghesuială, Hristos s-a oprit și a întrebat: cine s-a atins de mine? Doamne, mulțumile te împresoară, mai întreb. Nu, nu, cineva s-a atins de mine, că din mine a ieșit o putere. Și femeia aceea a fost vindecată. Eu aș vrea ca Domnul să dea sănătate la copiii aceștia și la mamele acestea. Am văzut de multe ori cum la rugăciunea de binecuvântare, din care noi facem o sărbătoare frumoasă, a fost prezent Domnul Iisus și a vindecat în momentul rugăciunii. Cred că v-am povestit când prima binecuvântare de copii care am oficiat-o în calitate de slujitor, știu că dimineața am avut 60 de botezuri la râul Suceava și după amiază am avut, cred că 12 mame la binecuvântare. Erau acolo toate, dar una dintre ele, o fetiță, dovedit, scris de doctor, negru pe alb, era oarbă. O făcut tot felul de probe doctorul și ea a scris că e oarbă. Mama nu mi-a spus, că mamele mai sunt secret.
Dar mi-a spus bunica fetiței, măi, să te rogi special pentru fata asta, că nu vede, are o luxație. Erau doi frați, Axinte Octavian și Florea Ioan. Eu când m-am apropiat, i-am spus la zânica, croitorul, mamă, vrei să facem o rugăciune specială pentru fetiță? Ea a început a plânge. Ea a crezut că Domnul mi-a descoperit, dar mie mi-a spus mamă sa. Și ea spune, nu, rugați-vă pentru binecuvântare. În momentul când Axinte a luat fetița în brață, fetița care era ca o legumă, avea luxație la naștere, nu scotea nici un gând gurit, nimic, nimic, nimic. Avea o privire așa ștearsă, albă. A început să râdă, să se uite, să dea așa prin adunare. Mama s-a uitat curioasă. La vreo două, trei zile, nu știu exact, se duce la doctorul de familie și doctorița îi spune, voi pocăiți, nu mai știți faceți copii. A spus, mi-aduci că vreau să plec în concediu. Și o disfașă cum era legată, o pune pe masă, doctorița ce ia cum o ieși la pensie? Și spune, dar cum ai pus-o să stea? Și ea spune, dar de ce? Păi nu mai are luxație. Și face tot felul de probe, cu creioane, spunea, cu baloane, cu tot felul. Se spune, dar fetița nu mai are luxație? Și fetița vede. Sora asta e în adunare, tăcută ca o umbră, nu-i auzi vorba. Și atunci așa tăcut o spus, am dus la binecuvântare. Nu e important asta? Așa mă rog ca Domnul să dea sănătate la copiii voștri. Bine, am mai povestit eu că am plecat cu orchestra în Austria, cu autocarul și printr-o Ungaria, într-o parcare, două coptile de astea mici se udau cu sticli cu apă. Și una o dovedit pe cealaltă și acelaltă o fugit după mine. S-a ascundit pe după mine. Așa, ea tot o uda, m-a uda și pe mine. Și eu am spus, tu, obraznic, tu ești cei care au probleme? Și ea, dar ce probleme am avut? Nu ți-a spus mama nimic? Aia înseamnă că nu ești tu. Eu n-am mai vrut să spun. Ea se duce deoparte, ia telefonul, mama, ce probleme am avut eu? Ea spunea, dacă ți-a spus fratele Dragoș, o spun și eu. Tu te-ai născut foarte greu, nu vedeai nimic când te-ai născut. E măritat, are familie. E important să ia Domnul în brață și să-i dea binecuvântare. Așa mă rog și pentru fetițele astea. Și apoi spune că i-a luat în brață și i-a binecuvântat. Pavel spune în 2 Corinteni 4 cu 16 că noi avem un om de afară și un om dinăuntru. Nu-l putem neglija nici pe cel de afară, când 2 Corinteni 10 cu 3 spune că noi trăim în firea pământească. Vorbind de binecuvântare, eu îi rog, mă rog Domnul să binecuvinteze și omul de afară și omul dinăuntru, că doar trăim pe pământ. Care ar fi binecuvântările omului de afară, ni s-au spus aici. Dau un alt exemplu. Geneza 39 cu 5, după ce Iosif a intrat în casa lui Potifar, Domnul a binecuvântat casa lui Potifar și câmpul și rodul. Adică pâinea cea de toate zilele, eu cred că e o binecuvântare. Și apropo de ce spunea fratele Nelu aici, eu am ținut legătura mereu cu frață, că acum sunt la Oradea, cu familia, și refugiață de acolo, nu cer decât o bucată de pâine. Vin flămânzi, după kilometri merg pe jos. Ce-i mai rău că cei cu vârste așa mai vulnerabil, bătrâni, copii, cei care n-au pașapoarte, nu sunt lăsați să intre în țară, fără pașaport. Și noi nu avem voie să trecem dincolo la ora actuală, blocate granițele, dar la graniță, la Siret, frații noștri s-au organizat foarte bine. Sunt busuri, sunt autocare care așteaptă pe refugiați. Chiar oameni nepocăiți, avem un mare patron acolo care a pus un hotel sau două la dispoziția refugiaților. La mine în sat sunt multe familii care deja au luat refugiați. Dar eu fiind de-aia am spus aici la nevastă, măi, n-ai luat pe nimeni, pe cine sunt eu dacă tu nu ești acasă? Și acum trebuie să merg în seara asta sau mâine dimineața acasă și să răspundem și noi la nevoile astea. Dar pâinea și hrana este o binecuvântare. Să vă dea Domnul totdeauna vouă. Am înțeles că tu ești mitic, am întrebat. Eu cu mitricanii sunt prieteni de acolo, de la Rădăuță. Scrie în Exod capitolul 23 cu 25, dacă vei face voia Domnului, el va binecuvânta pâinea și apa și va îndepărta boala
din mijlocul tău. Și sănătatea e o binecuvântare. E o mare binecuvântare sănătatea. Noi avem mai multe familii cu copii bolnavi. Am chiar o vecină, are un copil, are vreo 30 și ceva de ani. Decesă, în îngrijire, tot timpul mamă sa, nici adunare nu pot veni, unul trebuie să stea acasă, cât ar fi programele de frumoasă. Și odată îi spune la nevastă mea la gard, că numai gardul nu disparte, măi, aș primi bucuroasă 10 copii sănătoși decât să am unul bolnav. De aceea, când Domnul vă dă copii în familie, primiți-i cu bucurie și noi totdeauna ne rugăm ca Domnul să vă dea copii sănătoși și să rămână copii sănătoși. E binecuvântare. Familia 1 Samuel 7:29 se roagă David și acum, Doamne, binecuvintează casa robului tău, că ce binecuvintezi tu, e binecuvântat. Să binecuvinteze Domnul familiile astea. Și bărbații din casă și nevestele și copiii care aveți, se ruga aici un frate ca să fii preot. Ierarhia e asta, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, nevasta, copiii. Bărbatul are rolurile care le are Hristos în biserică. E împărat, e preot și e proroc. Împăratul ce face? Geneza 18 cu 18. Poruncește. Eu cunosc pe Avram, el va porunci. Câteodată tata, capul de familie, face legea în familie, că trebuie câteodată. Trebuie câteodată. Ce face preotul? Preotul ia poporul și îl duce înaintea lui Dumnezeu. Jertfe, ispășirea, tot ia poporul. Bărbatul trebuie să-și ia familia de fiecare dată. Nevasta, copiii, să-i prezinte înaintea lui Dumnezeu. Ce face prorocul? Prorocul ia pe Dumnezeu și-l aduce în popor. Așa vorbește Domnul. Și faceți-vă oficiul ăsta și voi. De conducători, proroci și preoți. Domnul să vă ajute. Binecuvântări materiale. Hrană, sănătate și o familie binecuvântată. Dar spuneam că noi avem și binecuvântări duhovnicești. Pavel spune Efeseni 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Avem nevoie de binecuvântări pământești, avem nevoie și de binecuvântări duhovnicești. Care sunt acestea? În versetul 4 spune așa, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Eu vreau ca numele astea două la fetițele voastre să fie scris în cartea vieții. Să fie alesă pentru mântuire. Așa cum Dumnezeu m-a ales pe mine, când s-a uitat peste tot satul acolo de la înălțime, m-a luat și m-a pus deoparte, tu ai să fii mântuit. Tu ești chemat la mântuire. Alegerea ce mare, asta e o binecuvântare. Să rămână numele lor scris în cartea vieții. În versetul 7, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor e o binecuvântare. Eu profit de ea, beneficiez. Nu numai atunci, la început. În fiecare zi Dumnezeu pe mine mă iartă. În fiecare zi Dumnezeu pe mine mă iartă și e o binecuvântare. Iar în versetul 13, pecetea, umplerea cu Duhul Sfânt e o binecuvântare duhovnicească. Să vă umple pe voi, Domnul, cu Duhul Sfânt, pe voi și casele voastre. Acum, între binecuvântările astea, am văzut că sunt oameni care nu le pot purta pe amândouă. Și aceea materială și aceea spirituală. Și există un raport de subordonare. Mai important este binecuvântările duhovnicești. Odată, după ce a trecut vadurile Iabocului, în câmpiile Mahanaim, Iacob s-a luptat cu îngerul Domnului și l-a revărsat zorilor. Îngerul spune, lasă-mă să plec, să-i vezi zorile. Și Iacob a spus, nu te las să pleci până nu mă binecuvintez. L-a binecuvântat, dar l-a lovit în vena de la încheietura coapsei și în zorii dimineață cu toiagul în mână, Iacob trăgea piciorul după el. Și l-a întrebat ăștia, dar ce-ai pățit, măi? M-a binecuvântat Domnul. Că atunci când nu putem purta și sănătatea și umplerea cu Duhul Sfânt, Domnul ne mai umple câteodată la sănătate. Scrie în Ezechiel capitolul 24, versetul 16, Ezechiel era un mare proroc.
Domnul voia să-l facă mai mare. Și a spus, fiul om, dintr-o lovitură ție ce ai mai scump înaintea ochilor. Dimineața am vorbit, poporul, seara m-a murit nevasta. Câteodată Domnul ne umblă și la binecuvântarea asta, că Ezechiel trebuie să fie mai proroc. Vorbim de binecuvântări materiale, luăm pe Iov, care la un moment dat pierde tot. Și când pierde tot, spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, ochiul meu te-a văzut, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și în cenușă. La noi în părțile Bucovinii era un mare patron, milionar în euro. Toată familia se ruga ca să-i meargă bine firma. Un om bun, ajuta tare mult. Când era patron, nu eram prieten, acum sunt prieten. Și în urmă la toate rugăciunile, într-o bună zi, o da faliment, o ajuns aproape să n-aibă ce mânca. Am stat de vorbă cu el, m-am dus și el îmi spune, frate Dragoș, dacă eu rămâneam acolo, eu îmi pierdeam mântuirea. Eu eram conștient, nu puteam să iau cina, aveam afacere, aveam niște relații extraordinare în guvernul României. Eu îmi pierdeam mântuirea. Sunt unii care le duc, pe amândouă, că le pot duce. Dar Dumnezeu m-a făcut să falimentez cu totul, o mai stat vreun an sau doi, acum se apropie de cina Domnului și culmea că Dumnezeu îl face iar să propășească. Știți? Există un raport de subordonare la binecuvântări. Cele mai importante sunt binecuvântările duhovnicești, să le primim de la Domnul. Am citit un cuvânt aici despre împărăția lui Dumnezeu. S-au apropiat ucenicii de Domnul Iisus și i-a spus o întrebare. Cine e mai mare în împărăția cerurilor? Eu mă așteptam ca Domnul să-i apostrofeze, ca altă dată. De data asta Domnul nu. Domnul îi predă o lecție. Pentru că chiar Domnul a folosit expresia de mai mare când spunea Tatăl meu este mai mare decât mine. Împărăția lui Dumnezeu spune Luca că e în mijlocul nostru. Acum eu îmi permis să vă întreb, aveți între voi mai mari? Un prieten de-al meu și prorocul e chemat lângă Suceava într-o adunare. Știu și adunarea, cu două săptămâni am fost acolo. Îl cheamă păstorul de acolo. Se ridică prorocul și spune, măi, m-a arătat Dumnezeu o lucrare. La voi nu respectați pe mai mari voștri. Dar un frate de pe ultima bancă, vânător de meserie, spune, Domnul Iisus e mai mare, frate, noi suntem frați aici toți. Și prorocul întreabă, măi, n-aveți mai mari în adunare? Nu, tot adunarea, nu. Ăsta spune, măi, unde m-ai adus? Ai spus că mă duci la o biserică, la biserică sunt structuri de autoritate, sunt mai mari. La două săptămâni adunarea aceea s-a rupt în două, e ruptă și în ziua de azi. Eu mă întâlnesc în piață cu unul și am spus, măi, tu ai rămas în adunarea veche sau te-ai dus cu ea? Nu, frate, eu am rămas cu aceea în adunarea veche. Mă, dar cei care au plecat ce fac? Frate, Dragoș, numai să ceartă în continuu. Dar la voi cum e? Că și noi ne certăm, dar noi am rămas aici, ne certăm aici, n-am plecat. Dar de ce? Că ei nu știau că în Evrei 13 cu 17 scrie așa, ascultați de mai mari voștri și fiți să le supuși, ca unii care au să dea socoteală pentru sufletele voastre, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu va fi de niciun folos. În împărăția lui Dumnezeu există structuri de autoritate. În lumea angelică sunt arhangeli, serafimi, heruvimi, îngeri. Fiecare are locul lui, are menirea lui la care l-a chemat Dumnezeu. Și în biserica Domnului tot așa. M-a tot sunat o femeie din Ardeal. Frate Dragoș, vine până la mine că avem probleme cu bărbatul. Măi, nu ți-e ușor să te duci. La urmă nevastă mi-a spune, du-te măi omule, odată cât îi năcăjești femeia asta, am luat doi frați proroci amândoi, doi oameni puternici. Când am ajuns acolo am întâlnit un frate care de la pandemie
avea o depresie, o stare de nervozitate, își freca mâinile, spunea, vai de mine, ce o să facem? Și femeia, care e un vas mai slab, îi spunea, lasă-mă-i omule, că ne-a purtat Dumnezeu de grijă, un băiet mare, patron, unul păstor, unul... O ajuns atâta de rău, că o ajuns să doarmă noaptea legat, că era agresiv. Îmi spune, nevasta, nu vă apropiați, vă lovește. Ei, stând de vorbă cu el, nu dau detalii, că nu șochează pe unii. De fapt, am înțeles că omul ăsta a fost tot timpul împotriva conducerii, a conducătorilor, a păstorilor. Că băietul spune, tata, a venit fratele Dragoș la noi, îl cunoști? Îl cunosc. A venit la evangelizare și aici anosiu l-a pus la predică 18 minute. Mă, și așa era. Când eu am fost chemat la evangelizare în adunarea aceea, o mai venit un grup de frați, proroci, păstori, un grup bun. Și conducătorul mă întreabă, măi frate Dragoș, tu ești chemat, cum faci? Băi, dă-mi câte un cuvânt la teză, nu te suspun tot ce știm din Biblie. Și probabil că am vorbit 18 minute, eu știu că am vorbit puțin. El o știut. Știți care a fost defectul lui? Totdeauna a fost împotriva cuiva. Totdeauna. Și Dumnezeu a îngăduit asta. În împărăția lui Dumnezeu există raporturi de subordonare, există structuri de autoritate, precum în cer, așa și pe pământ. Și în biserica Domnului tot așa trebuie să fie. Și acum Domnul ia material didactic, ia un copilaș, îl așează în mijlocul lor și le spune așa, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, dar el nu vorbește acum cu tâlhare din ceata lui Teuda, Nu, el vorbește cu ucenicii și le spune, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra. Despre asta vreau să vorbesc astăzi puțin. Care sunt caracteristicile, dacă vreți, a unui copilaș? În primul rând spune, dacă nu vă veți smeri ca acest copilaș. Noi dobândim statutul de copilaș prin naștere. În adunare e vorba de nașterea din nou. Nu o pricepea Nicodim, nu o pricepem de multe ori nici noi, dar suntem născuți din apă și din Duh și suntem copiii lui Dumnezeu. Acum, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, eu mă gândeam la Ioan 15, vița și mlădița. Întâi Domnul ne spune, asigurați-vă că sunteți în viță. Dar după aceea, în 8 versete, apare de 13 ori expresia a rămâne. Dacă rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele, dacă rămâneți, da, de 13 ori. Că e important prin altoire să intri în viță, dar tot atât ai de important să rămâi acolo. Dacă noi ne-am născut din nou, suntem în marea familie a Domnului Iisus, trebuie să fim atenți să rămânem acolo. Că scrie în 1 Ioan capitolul 3, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Dar în capitolul 2, versetul 1 spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dumnezeu să ne ajute să trăim fără păcat în Oradea, să rămânem copii al lui Dumnezeu. În 3 cu 18 unii copilașilor să nu iubiți numai cu limba și cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. În 1 Ioan 5, 21 spune copilașilor, păziți-vă de idol. Ca să rămâi la statutul de copil al lui Dumnezeu, trebuie să împlinești câteva lucruri, Dumnezeu să ne arate. Ce-l caracterizează prin copil? Smerenia. Eu cred că practicarea smereniei, kilometru 10 din Filipeni 2 cu 3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Dumnezeu să ne ajute. Un copilaș îl privește pe tata, privește pe mama mai presus. El își cunoaște bine limitările. Cineva spunea că copiii, băieță, cât sunt mici, văd în tata un om extraordinar. Că tata, dacă vrea, tata ce face, domne, totul e tata. Și câte unii are un tată ticălos, mic și slab, dar tata e totul.
După ce mai crește, mai mare, adolescent, mai merge pe la sală, mai lucrează pe calculator, vine un timp de dispreț. Hei, tata, nu e așa cum știi tu. Tata, s-o schimba vremurile. Tata, acum, și tata nu-i mai acela care era în copilăria lui. Dar se însoară, are nevastă, copii, îmbătrânește și pe finalul vieții el spune, când era tata, avea o vorbă. Când era tata, iar e bun tata care nu mai este. Acum, copilul își cunoaște limitările. Eu am și eu copii, băieți și fete. Și spuneam la unul mic, băi, du-te și... Tata, dar nu pot. Când eram mici, nu puteau. Acum am și din aceia care spun, tata, nu-i cum știi tu. Cu crescut. Dar copilul își cunoaște limitările. Noi, în adunare, trebuie să ne cunoaștem limitările. Și să privim pe aproapele nostru mai presus. Când eu predic cel mai frumos, eu am prorociile cele mai grozave, eu cânt cel mai frumos, știi cât mi-e de greu ca să mă smeresc? Când eu sunt cel mai bun? Dar când eu privesc pe altul mai presus ca mine, atunci mi-e ușor să practic smerenia. Doamne, ajută-ne să ne smerim. Apoi smerenia constă și în ascultare, dacă vreți. Filipeni 2, decât de la 5 la 8, acolo, până la 8 spune, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Copilul este educabil, copilul învață. Nu știu ce predicatori mari aveți voi în Oradea, dar eu vreau să le spun la toți, măi oameni buni, vă aduceți aminte că nu știa Tatăl nostru? Toți predicatori, mari păstori, mari președinți, au avut o vreme când nu știu Tatăl nostru. E drept? Și mari savanți ai lumii au avut o vreme când nu știa cât e 2 cu 3. Dar copilul învață, copilul este educabil. În asta constă smerenia. Când veți vedea în adunare unul foarte răzvrătit, unul care n-ascultă de nimeni, ăla e mândru, ăla nu-i smerit. Dar copilul, repet, învață și asta e dovadă de smerenie. Să ne-o dea Domnul și nouă. În Deuteronom 8 cu 3, vorbind de evrei, spune că Domnul te-a dus în locuri postii, fără apă, te-a hrănit cu mană, ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În practicarea smereniei, trebuie să recunoaștem dependența de ceilalți. Eu asta am predicat odată la o nuntă. Atât ați de neîndemânatic, cred că dați în direct, s-ar ține nevastă să mă audă. Ultima dată când m-au auzit, a spus, măi nevastă, te-am auzit predicând. Și zic, măi, ce părere ți-ai făcut? O spune, ce am remarcat? Că erai cu atâta ea mai la decât amvonul. Din toată predica mea, zic, amvonul era divină, nu eu. Eu depind de nevastă nu mult, foarte, foarte, foarte mult, nu știu să fac mâncare, parcă spăm în două mâini pe stânga. Am povestit eu odată când a născut nevasta prima fată, eu m-am dus și eu la spital, dar eu nu fac mâncare, nu știu. Și nevasta spune, mă, tu ai mâncat ceva azi? Dacă lasă-mă pe mine, eu am făcut vezi de fată, eu am mâncat, am făcut mâncare. Și ea spune, dar ce ai făcut mâncare? Zic, azi am făcut halva cu pâine. Dar așa am mâncat, o bucată de halva și după halva cu cacao, bei apă multă. O doamnă blondă cu o fată era în spatele meu și izbucnește în râs. Și mă întrebă, doamnă, ce te bagi în familia mea? Dar ce vrei, domne, am auzit fără să vreau ce bucătare ești dumitare. Măi, eu depind. Dar știi că și în adunare depindem unul de altul? Păi eu am nevoie de păstor, am nevoie de proroc, am nevoie de cântăreț, de cor. Ați cântat foarte frumos. La noi în Bucovina e o cultură corul ăsta. Din 64 cântă corul la noi fără întrerupere. Am nevoie de voi. În adunarea numărul 2 din Botoșani a venit o fată, cânta frumos. Moroșanu, Iema o chema. Și a spus, frate Octavian, eu nu mai cânt, că cineva a spus că mă dau mare, că nu știu ce. Octavian spune, mă Iema, tu ai nevoie de mine ca păstor în adunare? Da, frate. Dar ca proroc când îți vorbești, da, frate, da, ca predicator, da, și eu am nevoie de cântarea ta. Te rog frumos, crede-mă că eu am nevoie de tine în adunare. Fraților, noi depindem unul de altul în adunare. Că ar fi tare plictisitor
dacă toți frații ar predica frumos, dar la fel. Dar Dumnezeu a lăsat diversitatea asta. Unul e cântăreț, unul e predicator, unul e proroc, unul predică într-un fel, altul are alt stil, dar avem nevoie unul de altul. Înțelegem asta? Dumnezeu să ne dea înțelepciunea asta. Nu putem, îți spune în 1 Corinteni 12:15, dacă piciorul ar zice, pentru că nu sunt mână, n-am nevoie. Nu. Sau mâna să zică, n-am nevoie de tine. Noi avem nevoie unul de altul. De aceea ne rugăm unul pentru altul. Stăruim în rugăciune. Și Domnul să binecuvinteze adunare. Copiii au dorințe limitate, să știți. Au dorințe limitate. Cât e mic, l-ai amăgit cu o acadică. Când are vreo 7-8 ani, cu o bicicletă, ți l-ai făcut prieten. La 18 ani, vrea motor sau... Dar nu-l-i dați. Nu-l-i dați, vă spun eu. Că am familii, cel puțin 2-3 cunosc, care au pierdut copiii pentru că le-a dat mașini sau motociclete prea tare. Copilul se limitează la dorințe mici. Știu să trăiesc smerit, spune Pavel în Filipeni 4:12 acolo, știu să trăiesc în belșug. Asta înseamnă practicarea smereniei. Dovada smereniei îți mai cer și iertare. Îți cer iertare. La Suceava este un frate păstor mare, înalt, voinic și are și copii mari. Când am uitat acasă, nevastă s-a caie din sala la mine, spune, măi Viorel, ce-au făcut ăștia așa? El i-a bătut pe tăți. Și l-a bătut și pe cel mic. Cel era mititel, te spune, măi Viorel, dar de ce l-ai bătut, mă, că ăsta a fost cu minte? Du-te și îți cer iertare. Îmi spune Viorel, mă, știi ce greu m-am dus? Mă duc la un copil, îmi cer iertare? Dar până m-am zis, măi, tata te-a bătut degeaba, vrei să mă ierți? Și copilul a spus, dacă nu te pot bate înapoi, trebuie să te iert. Și disradită mai omul mare, nu l-a putut bate. Eu odată eram într-o familie în Austria și vorbim că mai greșim, ce ne rugăm, ne cerim iertare. Și gazna spune, băi frate Dragoș, eu în viața mea nu mi-am cerut iertare niciodată la nevastă. Mai stă un pic, spune, dreptic că nici n-am greșit niciodată. Nevasta avea o oală cu mâncare, ieșea abur, ne au pus acolo, au pus mâinile pe cap, spus, iartă-l, Doamne, mai iartă și de dat. Măi, nu se poate să nu greșim. Dar trebuie să ne cerim iertare, să nu ne certăm în familie. Dumnezeu să ne ajute. Am povestit, eram într-o dată la adunare, a venit un frate în vârstă străin, s-a așezat acolo, la noi adunare de țară, m-a dus, frate, cum te cheamă? Panțărul Ilie, de unde ești? Din Prisăcăreni. Unde e asta? În Ucraina. Ai putea să dai un îndemn de rugăciune, un cuvânt de învățătură? Avem binecuvântări de copii. Mă, dacă mă pui, frate mei, eu mă auzi multe predici la viața mea și am predicat mult. Ce putere avea omul ăsta în predică, eu nu înțeleg. Fără nicio schiță, fără, în 5 minute, tot adunarea plângea. Dar eu plângeam ca un copil. Și el mi-a povestit, v-am spus întâmplarea, la 2 săptămâni după ce s-a însurat, noaptea pe la 2-3 au venit caghebiștii și lua nevasta din pat, avea 2 săptămâni, pentru că era pocăită și o dus în Siberia. Și el a spus, dar și eu sunt pocăit, luați-mă pe mine. S-a uitat pe tabel, nu ești trecut. Și eu striga nevasta, Ilie, acolo m-au zis că e frig, o luat un pijamal în capot, dă-mi niște haine mai groase. Și că am luat un palton, am vrut să-l dau, nu m-a lăsat. Și am pus un petroi și l-am aruncat de departe și el a prins. Și a spus, un an și ceva am lucrat prin sat cu ziua ca să strâng bani, să-mi plătesc trenul, să mă duc în Siberia. Și spunea oamenii din sat, băi băieți, bă, tu știi unde e Siberia, bă? Dar nu mai sunt femei, bă, în sat, te duci până în Siberia? El spunea, nu, eu am un legământ cu nevasta mea și eu n-am voie să calc legământul. Spune, frate Dragoș, am ajuns în Siberia, am avut 8 copii acolo, primul mi-a murit, l-am îngropat, mi-a povestit el. Dar nu m-am certat odată cu nevastă acolo, în Siberia. Și s-a uitat prin adunare și întreba, dar voi de la ce vă certați? Am că s-a uitat în adunare, s-a uitat, dacă deodată se întoarce înapoi la mine. Spune, dar voi de la ce vă certați? Și ne mai certam, nu sunt certăreți, dar ne mai certăm, ba, de la copii, ba, acum ne-am mai cumințit, ba, an și an de căsătorie. Și i-a spus, fratele, ai mai vin odată la noi, dar vine cu sora. Și într-o zi făceam treabă și au venit cu o băbuță de mână, erau ca doi sfinți.
Și mi-a rămas întrebarea, ce e în minte? Voi de la ce vă certați? Era o predică de binecuvântare de copii, ca așa aici. De la cine? De la smerenie sau de la mândrie? Că nu vrem să ne cerem iertare? Dumnezeu să ne dea mai multă pocăință, frate. Și apoi mai spunea Domnul Iisus în 1 Corinteni 14, frații mei, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți copii, dar la minte fiți oameni mari. Înseamnă că acești copilași nu au răutate. Și eu cred că am predicat la dumneavoastră, dacă mi-aduc bine aminte, odată despre răutate. Răutatea la nivel de gând, acolo se instalează prima dată răutatea. Și câteodată o identifică mine, eu am 60 și ceva de ani de când îți pocăit în adunare. Și câteodată văd răutate. În Genesa 6:5 spune, răutatea oamenilor pe pământ era mare când tocmirea gândurilor lor era îndreptată numai la rău. Și mă surprind câteodată gândind rău. 2 Corinteni 11:3 spune, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva prin siretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția sau credincioșia care este în Hristos. Să ne păstreze Domnul cu gânduri curate, frate. Și să nu avem răutate, dar nu predic de răutate. Al treilea lucru care vreau să-l vorbesc din cuvântul acesta, îi pilda cu oaia rătăcită. La pocăiți se promovează smerenia și bunătatea. Al treilea lucru care este la noi îi recuperarea. E recuperarea. Și Biblia spune, cine cade să nu se mai ridică. Suntem câteodată acuzați că nu recuperăm pe frați și poate pe bună dreptate. Am o întâmplare de la fratele Vasile Chelma, am mai spus-o la frați, am să mai spun cât mă ajută Domnul. Era în Ardeală cu un frate la evangelizare, găzduit într-o familie cu mai mulți copii. Și copiii afară s-au bătut cu nuielii și unii au tras o nuielă la altul așa, a făcut o dungă pe obraz. Ăla o plâns, o venit la mamă sa, mamă s-a scălat, cum spuneam, la tatu. Și seara când au venit fratele, ăsta s-a dus, uite, mi-o tras, așa. Și fratele Vasile spune, măi, eu eram acolo, eram musafir. Și tata, foarte sever, eu spun la copilaș, ia o plasă, du-te în dulap, îți pui toate lucrușoarele în dulap și pleci la casa mea. Eu n-am nevoie de bătăuși și de golan, eu lucrez ca aceea, dă-i drumul. Băiatul a început a plânge, a fugit la măsa, în poală. Mama să-l îndepărtează, spune, fă cum a spus tatăl. Și spune fratele Vasile, măi, eu curios ce se întâmplă. Și băiatul s-a dus în dulap și a pus niște ciorăpei, o cămeșuță, dar greu. Și tatăl spune, hai mai repede, că-ți face noaptea. Hai să te dau afară. Și în timp ce era suspansul ăla, ăla bătut-o, o veni la tatăl și spune, tata, Ionel, sau cum îl cheamă, uite, mi-o tras, dar pe mine nu mai doare. Și a început să bat, uite, nu mă doare deloc, să bătea singur. Și a spus, măi, îl iertăm, tata, n-am mai rămâi și dormi aici. Dar pe noi de cine doare așa de tare o vorbă? Că spune unul o vorbă și nu-l iert un an de zile, trebuie să vii păstor, trebuie să vii comitet. Ce are ăla de nu vine la adunare? L-a supărat ceva. Și i-a spus să îmbrece mai frumos la fata lui, că nu poți să spui la o fată să îmbrece mai frumos, că îți dă mamă sa telefon, că ce ai cu fata mea. Dar astea nu sunt în adunarea Domnului. În adunarea Domnului smerenie, în adunarea Domnului bunătate, în adunarea Domnului noi recuperăm, ne învățăm. Spunea acolo în cântarea cântărilor, prinde-mă de mână, trage-mă în bătire. Noi mergem împreună. Păi ar fi... Cum eu mi-am imaginat așa în ziua judecății nevasta sau unul din copii să nu fie mântuit? Eu atâta mă rog pentru ei, nu vă puteți da seama. Poșe rugăciune. Când mi-a spus odată Duhul Sfânt, bărbatule, a încercat diavolul la tine, acum vrea să lovească unul din copiii tăi să te facă de rușine. Și am adunat copiii, măi băieți, sunteți mari, mă, care vreți să mă faceți de rușine? Dar copiii botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, slujă. Tata, eu nu, dar trebuie să ne rugăm în continuu. Domnul să ne ajute la asta, frață. În adunarea Domnului, în Biserica din Speranța, îi și recuperarea, una din principiile bisericii. Acum e drept, eu fac deosebire între mântuire și slujire.
Că dacă cineva a greșit, a păcătuit, a căzut, să vii la adunare, să-și rezolvi problema mântuirii, el cu Dumnezeu. Că Domnul Iisus ținea două rânduri de chei și una i-o dă lui Petru, Matei 16. Petru, ți-ți dau cheile împărăției. Adică cheamă la pocăință, vestește, adă. Dar în Apocalipsa 1 cu 18 spune, eu țin cheile morții și a locuinței morții, nu le-o dat lui Petru. Nici la un păstor, nici la un cult. Că m-ar prinde odată mânios și o strânde pe unul în iad cu tine. Dar nu-i treaba mea asta. Nu-i treaba mea cheile locuinței morților, a iadului, a pedepse, nu-s la mine. Dar eu fac diferență între mântuire și slujire. Cine o greșit, cine o păcătuit, mă duc, ard pentru el, plâng, postez, mă rog, îl vizitez, hai mă la adunare, haide, stai acolo și rezolvă problema mântuirii, că la noi se practică recuperarea asta. Doamne ajută-ne! Și un gând mai am, iertarea greșelilor. Știți cum e la noi la adunare? Noi ne iertăm. Nu de 7 ori, de 70 ori cât ești, noi iertăm totdeauna. Așa suntem noi, așa sunteți și voi, nu? Eu v-am spus ca mărturisire publică, în viața mea n-am pus limba pe bere, pe vin sau pe ceva, n-am tras un fum de țigară, n-am curvit, nu m-am bătut, n-am furat. Când mă plec seara pe genunchi și mă gândesc la gânduri, la vorbe, așa mă văd de păcătos și îi spun, Doamne Iisuse, iartă-mă, Doamne, și Domnul mă iartă. Și aici e pilda robului nemilostiv, că unul datora 10.000 de talanți și unul datora 50 de lei. Și n-avea cu ce-ți plăti datorii, el cheamă împăratul, măi, dăm bani. N-am, vindeți, el, nevastă, recuperăm ceva. Și ăla s-aruncă la picioarele împăratului, iartă-mă, mai îngădu-mi, îți plătesc. Și împăratul iartă. Și eu îl ved pe omul ăsta chiuind, ducându-se afară, bucuros, o scăpat de datorie cei mari. Vede unul datora 50 de lei, îl strânge, zică, dă-mi banii, voi, dă-mi banii, ăla se roagă, mai las, nu? Și bagă în pușcărie. Ei, slujitorii au văzut și i-au spus la împărat. Și spune, măi, dacă eu mi-am făcut milă de tine, nu se cădea să ai și tu milă de fratele tău? Domnul, atâta m-a iertat pe mine, eu vă iert pe toți. La noi acum, duminică am avut alegeri, au fost cu liniște, cu pace, mulțumim Domnul, avem oameni pocăiți. Dar acum vreo 8 ani, parcă, ne-am pus și noi la reconfirmare. Și eu am avut 97%. Măi, m-am dus acasă, atât m-am gândit și socotem eu cu nevasta, cine s-a aceia trei care nu m-au votat? Ce au cu mine? Că doar eu am slujit, eu le-am făcut, cu acei 97 care m-au votat, da, fără să merit, cu aceia n-am avut treabă, nici nu dacă le-am mulțumit vreodată. Cu ăia care, 3% care nu m-au vrut, ăia oare cine sunt? Păi aproape că nu i-aș putea ierta. Odată s-a ridicat un frate în adunare și a spus ceva de mine rău. M-a criticat, dar nu eram vinovat. Se documentează el, trec câteva luni și când ieșem de la adunare, în capătul uliții, cum e la sat, prin tuneric, mă oprește, frate Dragoș, te rog frumos să mă ierți. Mă uit la el și spun, frate, dar mă tare mai bajocorit în adunare cu becurile aprinse, cu frața acolo, am usc el, dar el să-și uita așa roată să nu-l vadă careva. Și am spus, frate Ion, te iert din toată inima și Domnul să te binecuvinteze. Și am rămas iertat, că eu mi-am adus aminte că și pe mine Dumnezeu mă iartă. Și pe mine Dumnezeu m-a iertat, fie numele Domnului binecuvântat. Aș vrea să închei predica. La noi a murit un frate, tata 11 copii, un prezbiter bun slujitor. Și primul a venit mulți păstori, mulți predicatori, mii de oameni au fost la mormântare. Și primul predicator a spus, fraților, apostolul Pavel la Milet vorbea cu prezbiterii din Efes și le-a spus, nu v-am ferit să vă spun nimic din ce vă era de folos. Rog frații care predică după mine să nu spună tot ce știu, să spună numai ce de folos. Socotesc că aceste cuvinte v-au fost de folos. Doresc ca Domnul să binecuvinteze familiile acestea, fetițele acestea două. Doresc ca Domnul să binecuvinteze adunarea asta de aici, din Speranța Oradea. Și să știți că în împărăția lui Dumnezeu există structuri de autoritate.
Există raporturi de subordonare că Dumnezeu le-a lăsat așa. Trebuie să le cunoaștem și să le respectăm. Iar în Biserica Domnului, în împărăție, după ce ne-am născut din nou, suntem copilași, păstrăm statutul ăsta și nu intrăm în detalii, noi practicăm smerenia, bunătatea, recuperarea și iertarea. Și Domnul să ne ajute. Amin.